vreo 4 ani vrei să spui public ce s-a întâmplat atunci, pentru că lumea a rămas cu impresia că ai fost implicat în 2 dosare și că lumea fotbalului din România nu te mai agrează după tot ce s-a întâmplat. Ești vinovat pentru ce s-a întâmplat? Acum nu știu să zic dacă nu mă agrează, dar sunt multe lucruri care chiar te pot duce cu gândul că nu te agrează sau poate sunt sceptici la multe lucruri, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, mai ales în presă, în momentele când chiar a fost situația cu mascații, nu? Eu nu cred să fie lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, după situația cu mascații, când am fost luat de la stadion, de la Daco-Getica atunci, eu am și prins contract imediat în sănătate. Normal, am fost neliniștit pentru că și deranja de unele chestii. Bun, presa e presă și normal, poate până la urmă, dar m-a deranjat mai mult situația după ce s-a clasat totul, după ce a ieșit negru pe alb că nu sunt vinovat și n-a mai scris nimeni nimic, foarte puțin, ca și când nu s-a întâmplat nimic. Pentru mine a fost chiar așa. Pentru mine a fost niște momente foarte complicate și dificile, având în vedere că mă consideram un om serios, în primul rând. Vreau să dau un exemplu din fotbalistul care am fost, ajungând antrenor și așa mai departe. Chiar am investit într-o școală de fotbal, în copii, și să ajung cu o pată foarte urâtă pentru mine. Nu contează ce s-a... Bun, se poate întâmpla oricine, poate să vină să-ți facă un denunț, cum mi s-a întâmplat și mie, dar de aici și până scrie despre mine ce s-a scris, pe mine m-a bânclit foarte tare. Da, chiar aș vrea să înțeleagă sau să perceapă lumea fotbalului sau așa, unde ne învârtim cu toții, pentru că chiar am fost nevinovat, am fost târât în niște situații foarte urâte, care pentru mine a însemnat o dezamăgire cruntă, să zic așa. Dar până la urmă a trecut, toate trec, să zic așa. Sunt foarte fericit, în primul rând, că a ieșit cu bine, s-a clasat, nici măcar n-am plec mai departe în tribunal. Din cauza asta am venit și cu Vlad Hosu, care a fost avocatul meu și este avocatul meu în continuare și dacă e ceva juridic poate să mă ajute în vreo explicație, să zic așa. Dar toate lucrurile astea pentru mine, adică toate lucrurile astea am încercat să le uit cât de repede, chiar dacă undeva în sufletul meu a rămas, pentru că nu sunt ușoare de trecut, știind că ești nevinovat și nu poți să-ți demonstrezi. Și lumea vede într-un fel și lumea, mai ales în presă, nu mai scria Marius Baciu, fostul capitan a Stelei, că scria antrenorul lua cu mascați. Pentru mine au fost lucruri care sunt sensibile, care nu poți să treci chiar așa de ușor peste ele. Chiar dacă la un moment dat am vrut chiar să fac ceva cu Vlad pentru imaginea mea, să vorbesc cu presa, să facem un, știu eu, ceva pentru a-mi salva imaginea, știindu-mă nevinovat. Practic, în dosarul ăsta cu denunțul n-a mai existat denunț. Cred că aici e mai bine să intervin eu, pentru că de aceea am fost invitat de către Marius. În concret, a fost ceva care a fost calificat ca fiind un denunț, nu a mai fost susținut după aceea. În concret, este vorba despre un fotbalist care atunci era sub contract cu Daco-Getica, care fiind nemulțumit de faptul că nu prea juca, aceea fiind valoarea sa pe care o avea în acel moment, nu avea loc între titulari, a decis să scrie un mail la federație în care să se plângă în mod mincinos, cum că Marius i-ar fi cerut o sumă de bani ca să joace titular. Federația, când a luat act de faptul că ceea ce este sesizat este o faptă de natură penală, bineînțeles că a trimis acea sesizare către autorități și a fost un dosar care s-a constituit la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul București, unde s-au făcut cercetări în legătură cu ceea ce a sesizat acel băiat. Au fost cercetări destul de ample, în sensul în care au fost audiați ca martori absolut toți jucătorii care se aflau sub contract cu Daco-Getica în acel moment, pentru că în acel, așa zis, denunț, să-i spunem, s-a spus că toți jucătorii care ar fi titulari ar plăti sume de bani. Toți au dat declarații, au spus că nu se pune problema de așa ceva. Haine scumpe și parfumuri. Bani, bunuri sau alte foloase. Asta s-a spus. niciunul dintre ei nu a confirmat și de altfel nici așa zisul denunțător într-un final nu a mai susținut ceea ce a scris în acel... Denunțătorul era jucătorul respectiv sau tatăl lui? Era jucătorul. Nu, era jucătorul, un copil, care după aceea nu a mai susținut și a spus că în fapt a fost presat de tatăl său ca să scrie acel e-mail neadevărat la federație. Faptul că a fost un dosar penal este firesc, pentru că atunci când se sesizează o faptă de corupție, se fac cercetări și foarte bine că s-au făcut. Ceea ce cred că este un pic frustrant pentru Marius este ceea ce s-a întâmplat la nivelul presei, pentru că s-a preluat acea știre, nu mai zic că s-a propagat în alte feluri care în niciun fel nu aveau nicio legătură cu realitatea. Și mai mult decât atât, când s-a dispus clasarea, cam după 1 an și jumătate de cercetări, când s-a stabilit... Nimeni n-a mai fost interesat de subiect. Nu l-a întrebat absolut nimeni. Nu cred că mai era atât de interesantă știrea, acum că de fapt ceea ce s-a întâmplat a fost o simplă cercetare. Ce ni s-a părut nouă nefiresc din punct de vedere procedural a fost faptul că a fost emis acel mandat de aducere și atunci s-a petrecut acel moment pentru care se pare că acum e cunoscut în presă Marius, că a fost ridicat cu mascații la finalul, unei partide din a doua ligă, în condițiile în care, și asta e foarte important de menționat, nu fusese citat înainte, nu fusese anunțat în vreun fel, adică mandatul de aducere în general se dispune când persoana nu se prezintă când este chemată. Ori Marius era foarte ușor de găsit, nu era niciun fel de problemă, în caz că ar fi primit un telefon, s-ar fi prezentat în cel mai scurt timp. Asta este veritabila problemă, asta este ceea ce l-a deranjat pe Marius. În rest, felul în care s-au derulat cercetările au fost absolut firești. Cum ai trăit momentele alea când te-au luat mascații, te-au băgat în dubă și ai stat... Ce-ai gândit în momentul? Prima dată nu venea să cred, adică chiar pur și simplu așteptam că e o farsă, ceva prietenii mei sau nu știu, să-mi aducă și tortul sau ceva de genul, dar nu era ziua mea. Da, pentru prima dată când vezi că chiar nu se întâmplă ceva și nu e o glumă, începi să te sperii. Deja începuse copiii de acolo, au început să plângă, să vii cu puști, cu armament, cu absolut tot după tine, ca și când iei pe ultimul om care are probleme foarte grave, deja pentru mine a fost ceva ieșit din comun. M-am speriat foarte tare, n-am avut, într-adevăr, ei ce spun de la Mascați, șeful care a condus brigada, zicea că n-au venit pentru mine. De asta mi-au zis după aceea că au venit pentru siguranța lor, care eu asta nu prea pot să o cred, că eu am văzut cum s-au procedat lucrurile, am văzut pregătirea lor, pentru că noi am filmat meciul. Am filmat meciul și am văzut cum s-a organizat cu Duba, cu toată situația pentru cum a urmărit ceva cruel. Ca și Duba acolo, cât ai stat la unde ai fost dus? Nu, am fost, nu m-au băgat în Duba, nu m-au pus cătușe, nu mi-au pus absolut nimic, am fost invitat... Am plecat cu mașina, un Duster, dar tot cu poliția. N-am plecat cu mascații, am avut dubă în față, dubă în spate de mascați. Nu mi-a pus nimic, absolut nimic. Și m-a dus la parchet. Acolo doar că am stat, mai mult am stat pentru a veni Vlad, pentru că l-am sunat, asta am dreptul și el zicea... S-a oferit acest drept, nu? Da, mi s-a oferit acest drept și el mi-a zis, Marius, nu vorbi, indiferent ce ai făcut, ce n-ai făcut, nu vorbi nimic până nu vin eu.